Pentru Naționala Stejarilor au evoluat și trei jucători ai echipei CSM Știința Baia Mare. Este vorba despre Johan Van Herden, Ionuț Botezatu și Michael Viringhi, care au început meciul ca titulari. De asemenea, cele două eseuri ale României au fost marcate de un fost jucător al echipei băimărene, Mihai Macovei. Celelalte puncte au fost înscrise de Florin Vlaicu prin două transformări și o lovitură de pedeapsă. Pentru Canada au înscris Gordon McGrory, DTH Van Der Merwe, Jeff Hassler și Nathan Hirayama. În ultimul meci, România va întâlni Italia într-o partidă programată duminică de la ora 16:30. În primul meci din grupă, România a fost învinsă de Franța cu 38-11, iar în cea de-a doua partidă a cedat în fața Irlandei cu 10-44.